singura măsură pe care o mai laudă unii și alții e regula U21. Eu rest n-am întâlnit nicio măsură. N-am, chiar nu sunt răutăcios. Încerc să nu fiu răutăcios. Deci, iar pentru mine personal, regula U21 e o poveste de PR. Ați văzut ce s-a întâmplat acum? E bășcărie. Cu ce? Cu 2 U21 din care, păi tu în momentul în care bagi 2 U21 și ai 5 schimbări pe perioada asta de COVID, te gândești că în secunda 40 ăla a schimbat și mai rămâne cu 4 schimbări? Păi ar rămâne cu n-am plus față de alea 3, da, adică în momentul corect. În care e o măsură trebuie să... Plus ce faci? Stai cu 2, facem încă 2 pe bancă, dacă se face schimbare pe schimbare, păi să facem campionat de tineret. Hai să facem campionat de tineret în Liga Profesionistă și după aia să vină televiziune să zică, păi bă, voi sunteți campionat de tineret, nu vă mai dăm 28 de milioane, vă dăm 14 și să vină alții să zică, vezi bă, ăștia nu mai sunt bun de nimic, hai să-i înlocuim. Deci vedeți chestia asta în spate. Am văzut foarte multe scenarii în spate, foarte multe scenarii. Credeți-mă că marea mea calitate e asta, să văd multe scenarii pe termen scurt. Încerc să-mi valorific abilitățile, nu defectele.